Bună seara, doamnelor și domnilor, suntem în direct. O parte din echipa Partidului Verde, din candidatele și candidații de pe lista verde curajoasă, care s-ar putea săptămâna asta să fie înregistrată de Comisia Electorală Centrală, să ni se permită să candidăm la alegerile anticipate parlamentare din 11 iulie. Eu sunt Oleg, alături de mine e Olga, numărul 1 pe lista Partidului Verde Ecologist. Alături de noi e Ana, numărul nu știu cât, tot în primii 5 pe lista Partidului Ecologist, bine, 5, Ana 5 o să zicem. Și Alexandru, domnul primar de Bălăurești, care e numărul 3, 4, nu știu, suntem și noi printre primii. Suntem cei care vrem să nu doar să trecem pragul electoral, ci să ajungem în Parlament și să arătăm că verzii știu, se pricep, au soluții pentru problemele societății. Azi vrem să vorbim, evident, pentru că e 1 iunie, să vorbim despre copii și drepturile lor. Colega noastră care era numărul 3, se pare, în listă, Natalia, apropo să vorbim despre depopulare, demografie. Dacă vreți, o să vorbim despre asta. Dacă nu, haideți totuși să vorbim despre copii. Știu că nu în toată lumea pe 1 iunie se serbează ziua copiilor, mai ales în lumea estică, la propunerea partidelor comuniste din secolul 20, s-a făcut 1 iunie ziua copiilor. În alte țări se serbează pe 20 noiembrie, când s-a adoptat de către ONU declarația despre drepturile copiilor. Dar cum azi e atât de frig afară încât pare luna noiembrie, hai să zicem că azi e ziua tuturor copiilor din toată lumea. Ziua mondială. Așa, ziua internațională. Cum serbează copiii? Iată, la domnul primar acolo, la Bălăurești sau la Nisporeni, se aud țipete, deci unii copii sunt fericiți și bucuroși. Da, exact. Astăzi am petrecut ziua copiilor. Încă mai petreceți dacă se aud acolo, grămadă. Da, exact, dar astăzi, acum la momentul de față sunt deja cu copiii mei personali. Am înțeles. Da, într-o altă locație. În continuare, pentru că noi avem sărbătoare de familie, ziua cu băiatului este 1 iunie și deci noi avem o semnificație. Aveți chiar un copil născut de ziua copiilor. Exact. La mulți ani! Felicitări! Ca primar, ca edil, ca politician, v-ați gândit și la copiii care, de exemplu, n-au familie sau au o familie săracă și care nu-și permit niciun fel de sărbare, niciun măr, măcar de ziua copiilor sau ce poate să aibă? Exact. Vreau să vă spun că am petrecut în Casa de Cultură, acolo din satul Bălăurești, sărbătoarea cu muzică, cu jocuri interactive. Deci am fost ajutat și de o doamnă care a trimis din Italia chiar dulciuri, jucării, baloane. Tot ce am făcut noi a fost doar organizarea, oferirea spațiului. Am contribuit și noi cu dulciuri, sucuri și multă, multă veselie. Deci am depus suflet, să știți că eu în suflet încă mă mai simt copil și profit și eu de sărbătoarea de 1 iunie. Și am petrecut și eu alături de copii. Se spune că suntem copii, cel puțin cât timp trăiesc părinții noștri sau, în cazul meu, măcar un părinte de-al nostru. Cum se sunt copiii care n-au niciun părinte, care sunt copii abandonați, trăiesc la orfelinat sau pe străzi sau sunt reținuți, educați de rudele lor, de oameni necunoscuți? Ce părere aveți despre asta? Din fericire, Ana, deja am început primar... să vă expun. Da, vă rog. Din fericire, noi în Bălăurești, copii orfani, nu avem... Întoarcem ecranele pe orizontală? Păi, dar trebuie pornită rotirea automată a ecranului. Dacă nu-i pornit, atunci n-are rost. Rămâi așa. Ieri am făcut instructaj când am discutat în interior, că am zis să nu vorbim despre asta public. Dar se pare că am vorbit cu copiii. Cu copiii din noi. Da. Ia să vedem. Așa e mai bine? Sper. Da. Dacă n-ai rămas răsturnat, înseamnă că e bine. Că eu mă uit acum pe martorul de pe Facebook și încă nu v-ați întors. Gata, e în regulă. Ați umplut ecranul. Perfect.
Vorbeam de copii orfani și din fericire vreau să vă spun că în Bălăurește nu avem copii orfani, dar din familii social vulnerabile au fost mai mulți și chiar îi vedeam cu ochii așa sclipind și așteptau momentul când li se va îndulci gurița. Am oferit acelor copii, le-am oferit chiar dublu, dacă vorbim de dulciuri. Le-am oferit mai mult pentru că fiind de acolo de Baștină, îi cunosc și mi-am permis să le fac pentru ei un pic mai mare fericirea. Fain, Alexandru, mulțumesc pentru intervenție, dar ai semnalul slab acolo, îl bruiază copiii probabil și sonor și cu Wi-Fi, vezi prinzi un loc mai bun sau urcă mai sus ca să prinzi 3G, 5G ceva dacă ești vaccinat, chipat. Să vorbească acum și fetele. Vi se întâmplă să vă întrebe, aveți, n-aveți copii, când vă măritați, de ce nu faceți copii, că cineva, am difuzat azi un status al unei femei care zice felicitări copiilor de ziua lor, dar îmi doresc ca să nu fiu întrebată de ce n-am. Da, bănuiesc, întrebarea mi-a fost adresată și mie, eu nu am copii. Și nu am fost căsătorită niciodată, încă, cel puțin. Dar vreau să spun că simt starea acelei doamne, acelei domnișoare sau doamne care a postat acel status foarte mult timp, foarte mulți ani la rând. Am fost și sunt în continuare întrebată, da, copii n-ai, e, și să faci, asta e. Deci, cultura noastră încă nu a ajuns să înțeleagă cât e de personal acest aspect, cât e el de intim, cât e el de fin și că nu este cazul. Este exact cum ai întreba un aspect din viața intimă. Personal. Da. Deci da. Din viața privată, să zic așa, da? Nu mă întreabă nimic câți bani am în cont. Sau cu cine mă întâlnesc în weekend sau, nu știu, seara. Sau... De ce sunt atât de curios să întreba și chestia asta. Și deseori în lumea asta mai este că ăsta atât de indiscret că te-ar întreba și ce mănânci, cu cine te culci și de câte ori. Dar să ne spună, Ana, cum e la ea în Italia. La mine Italia. Eu mă aflu în Italia doar fizic, însă cu sufletul sunt acasă. Sunt acasă. În primul rând, vreau să dezvolt gândul lui Olga, pentru că cineva, dacă are sau nu are copii, are un motiv de nu are sau dacă ar fi, care sunt alții care au alegerea lor și au alege să aibă sau să nu aibă copii. Unul e fericit că are o casă de copii, altul e fericit că nu are copii. Asta e alegerea lui. Sau altul are, dacă nu are copii, are un motiv oarecare. Cred că asta e o viață mai privată și nu trebuie cineva să ceară mănunte despre viața sa privată. În rest, eu vreau să zic, eu sunt fericită, sunt mamă, am copil deja mare. Ce să zic? Cei care nu au, să vină, ieri s-a mai discutat și am spus că natalitatea la noi în țară a scăzut. De ce? Se pune un motiv. Trebuie să creăm așa condiții ca să nu scadă sau cel puțin să menținem natalitatea, chiar la procentul care este. Trebuie să aducem, să creăm condiții, să nu avem copii din orfani, să nu avem copii în familii vulnerabile, adică să nu existe familii vulnerabile. Cel puțin acești copii să aibă o bomboană, să aibă un trai mai decent. Noi cred că trebuie să ne propunem asta ca să creăm condiții pentru copii. Sau ce fel de condiții, că un copil poate fi nefericit că nu are ultimul iPhone, cumpă bicicletă, alt copil poate fi fericit cu un măr mâncat dimineața. Ia, m-am zis, măcar un dulce, măcar o bucată de pâine, să nu umble de sculți, să aibă un trai asupra capului, să aibă, să nu, cum am văzut în multe reportaje, că copiii nu au geamuri,
N-au ușă, n-au o sobă în casă, dorm, sunt 5-6 copii, dorm în același spațiu, în aceeași cameră, sau cum am văzut și alte reportaje, că nu erau pădea pe jos, era pe pământul gol, adică asta e strigător la cer. Nu trebuie să admitem. Cum facem? Asta deja e altă întrebare, o altă discuție, poate că discutăm în altă zi. Cum să facem ca să nu ajungă la, să nu ajungem la așa ceva, să nu ajungă copiii noștri? O să încerc să continui, dacă îmi permiți, o leg gândul Anei. Mi-a adus un gând și mulțumesc că mi l-a adus. Podea, geamuri, de ce nu avem? În grădinițe și școli. Și de băieței, ca... Eu nu zic de toate, dar primesc și astăzi sau săptămâna trecută sau așa sesizări că uite acolo, nu știu ce, sunt unele locații de școli sau grădinițe care cu ajutorul banilor europeni se modernizează și se apă, se lucrează la infrastructura respectivă și asta e bine, însă ar trebui să existe o strategie de stat astfel încât noi să nu avem copilași care să ajungă în veceile la curte. Să nu avem niciunul care să-și riște sănătatea și viața. Și domnul primar o să confirme că la nivel local ar trebui să existe o colaborare dintre autoritățile locale și centrale, dar și o strategie la nivel de stat pentru asigurarea acestei infrastructuri esențiale, vitale, aș zice eu, dar nu trebuie să ne gândim noi să facem față în fața nu știu cui, a europenilor sau a nu știu cui, până nu ne facem lucrurile vitale. De asta pedalăm noi, cum zici tu, Oleg, foarte des în transmisiunile tale, sau punem noi accentul verzii pe apeducte, pe infrastructură sănătoasă pentru oameni, pe stații de epurare, astfel încât să avem mediul, baza vitală, să avem... Pentru că deja avem copii, inclusiv pentru copii. Ce fel de veceu au copiii la școala de la Bălăurești, domnul primar? Aici o să continui, dar o să încep nu din Bălăurești, dar chiar din orașul Nisporeni. Școlile din Nisporeni, nu toate au fost dotate cu blocuri sanitare. Cu toate, Nisporeni dispune de o sistemă de canalizare centralizată. Este de mirare faptul că abia în 2021 una din instituțiile de învățământ a fost dotată cu aceste blocuri sanitare. Una din câte? Una din... 4, dacă nu mă greșesc. Dar în fine. Dispune sau nu dispune? Orașul dispune sau nu dispune de sistem de canalizare și stații de epurare? Dispune. Dispune. Dar numai o școală e conectată, am înțeles. Din păcate sunt multe. Una din școli abia în 2021 a fost conectată. Aici am primit un apel și mi-a stricat puțin. Nu-i bă. Nu știu dacă mă văd. Mă văd, da? Da. Asta vă spuneam, este de mirare că în centri raionale încă abia în 2021 s-a construit un bloc sanitar pentru că copiii se poată să meargă în condiții normale la WC-ul. În Bălăurești, instituția școlară, deci stau toate instituțiile școlare, ca să fac așa o mică paranteză, stau la bilanțul Consiliului Raional, secția învățământ. Și construcția acestor blocuri sanitare, deci depinde în totalitate de Consiliul Raional. Primăria nu poate nici cum contribui financiar sau să construiască aceste blocuri, doar din Consiliul Raional de la învățământ. Problema cu care eu m-am confruntat personal, acum am încheiat un contract de întreprindere cu Fondul Național Ecologic, bilateral, de finanțare a stației de epurare și canalizare, unde noi racordăm și instituția publică, gimnaziu. Deci ei pe interior... Deci, stație și în sat. Exact.
La noi deja proiectul este în derulare. Am obținut finanțarea. Deja traseul este către locul unde va fi instalată stația de epurare. Urmează doar să instalăm stația de epurare și încă ceva lucrări tehnice pentru a fi conectat. Dar a fost foarte greu să acoperim această cheltuială pentru că instituția publică, școala, fiind la bilanțul Consiliului Raional, nu au contribuit cu surse financiare pentru a ușura construcția și executarea acestui proiect. Și am muncit singuri și într-un final sper că anul acesta, până la deschiderea școlii, o să fie conectat și va fi în stare funcțională această stație de depurare și copiii vor putea folosi blocurile sanitare din interiorul școlii. Cam asta, da, cam așa. Pentru băieței nu-i problemă să iasă afară, că scot șurubelul în bătaia vântului și poate să duc și în tufe, dar fetele știu că au mare problemă, mai ales când vin complicațiile legate de feminitate, de fertilitate. Și e un semn de civilizație să ai condiții sanitare, copiii să meargă cu treaba mică, treaba mare, după care se poate spăla pe mâini cu apă caldă. Asta e elementar. Dacă nu începem cu asta, degeaba facem drumuri foarte bune sau sărbători de 1 iunie și hramul satului și a orașului și tot așa. Dana. De aici, dacă eu să continu încă puțin, de aici pornesc foarte multe probleme. Eu fiind tătic și având copil la grădiniță, venea acasă copilul însetat de pocnea ochii. Și îmi întrebam, de ce nu bei apă acolo, la grădiniță? De ce nu ceri apă? Păi nu cer apă că pe urmă vreau la viceu și doamna educatoare nu ne dă voie să ieșim la viceu, că viceu era în curte. Deci, de aici sunt probleme cu digestia, pentru că dacă nu alimentăm organismul cu apă, vă dați seama ce se întâmplă. Se deshidratează. Constipații. Și multe, multe probleme deja pornesc de la o vârstă fragedă, când organismul încă nu poate lupta cu toxinele care se acumulează în organism. Deci avem de muncit, dragi colegi, și sper că oamenii o să ia în considerație aceste momente mici, dar foarte, foarte importante, că noi trebuie să aducem condițiile în grădinițe, în școli și în toate instituțiile publice, prin toate satele, nu doar prin oraș, prin toate satele trebuie să avem blocuri sanitare cu apă caldă, cum a spus Oleg, și doar așa vom crește o generație sănătoasă. Și atunci unii maturi o să mai vrea să facă copii. Exact. Poate ei deja, acești copii ajungi maturi, o să fie rândul lor. Ana, ai vrut să zici ceva despre condiții sanitare? Da, ce am vrut să spun deja, o spus Alexandru, pentru că cunosc și eu așa caz din sat la mine, copilul, clasa 1-a, 2-a, mers la școală cu o garafă de apă. Și când au vrut să bea apă, însă și profesorul a spus, nu, bea că pe mai se vrei să mergi la liceu. Dar la noi liceul e după școală, chiar aproape de pădure. Și nu i-a dat voie să bea apă ca să nu meargă la liceu. Că ai să-ți iei voi să mergi la liceu și era frig afară și apoi vărăciță și ceva de genul ăsta. Exact aia cam aceleași gând a fost să spun și eu. Deci. Și alte probleme cu care se confruntă copiii, dacă să admitem că au familii? Cu bulismul se confruntă copiii. Bullying-ul. Mai ales copiii cu dizabilități sau mai grăsuți sau mai slăbuți, mai pitici, mai înăltuți, scârțuiți. Pentru că sunt altfel, pentru că sunt diferiți. Nu mai spun cât de complicată e viața copiilor care s-au născut transgen sau gay, lesbiene. Acei copii nu au nici copilărie, nici viitor ca maturi. Dar despre bine, asta... că atâta timp cât ei sunt copii, încă nu sunt expuși niciunui risc. Până nu devin la maturitate, nu cred că ar trebui să polemizăm. Întrebați specialiștii când conștientizează copiii de ce gen sunt sau de ce orientare sunt. Omul când conștientizează, din fragedă de copilărie. Corect.
Noi posibil, poate că posibil. Nu considerăm la când eram în vârsta noastră noi, pentru că eram mai puțin informați. Dar astăzi, în timpurile noastre, copiii sunt mult mai dezvoltați, mult mai multe pricepi decât credem noi. Atât de deștept, uneori sunt mai deștept și decât noi. Și dacă nu vorbesc, asta nu înseamnă că ei nu cunosc, că mulți se intimidează și nu vor să spună lucrurile ce le vezi cum le cunosc. Dar copiii sunt mult mai dezvoltați, cred și pricep atât de bine. De-aia și mulți vin acasă, nu spun problema care se confruntă la școală. Le este rușine, le este frică. Însăși, nu, sunt multe cazuri unde, cu părere de rău, însăși învățătorii, profesorii la școală ved, dar trec cu ochii asupra toate problemele astea. Ei lasă păticale dintr-o familie vulnerabilă, că unul fără mamă, unul fără tată, unul mai prost îmbrăcat, unul nu știu ce. Acordă atenție numai la cel dacă tata sau mama dintr-o familie mai înstărită, că e primar, că e profesor, că nu știu ce. Eu, da. Și de asta, adică... Hărțuiți chiar de maturi, de membrii familiei, nu neapărat de străini la școală sau de copii care nu prea înțeleg despre drepturi. Foarte des copiii sunt victimele din familie sau a hărțuirii. Dacă îmi permiteți, eu fiind că am intrat pe terenul meu, care este terenul, da, aici, dacă îmi permiteți, punctez eu două lucruri referitor la bullying și referitor la pedagogi, la rolul pedagogului. Eu sunt educator de formare, sunt profesoară. De ce nu educatoare? Educator, în sens de că am făcut educație, m-am format în domeniul educației și psihologia abia a doua formare. Deci vreau să spun deseori, chiar și acum apar vin la mine discuții sau vine cineva și îmi spune: uite, avem un caz de bullying în clasă, clasa 1 sau clasa 2. Și profesorul mai puțin este capabil să intervină în aceste cazuri. Cu mare regret. Și pe mine mă miră aceste lucruri ca educator sau ca... Deci este rolul profesorului este vital, rolul învățătorului, dacă e vorba de clase primare, sau profesorului, dacă e vorba de... Deci conflictele acestea nu trebuie să le soluționeze părinții între ei, apropo de ce spunea Ana, da? Că unul e băiat de procuror, că altul e băiat de nu știu a cui, nu contează asta în clasă. În clasă este organism viu, este grupul ăsta care lucrează cu profesorul, unde ei, acolo el, profesorul sau ea, profesoara, este autoritate și este cea care trebuie să poată să soluționeze aceste probleme. Și aici ajung la ceea ce vreau să zic. Este absolut imperativ necesar să schimbăm sau să îmbunătățim, să ne ocupăm, dar foarte serios, de pregătirea profesorilor sub aspectul psihologiei. Profesorii la toate nivelurile fac încă și astăzi în Moldova foarte puțină formare în ce privește psihologia. Deși parcă s-ar părea că ar trebui să știe, da, mulți sunt profesori din vocație, mulți sunt, dar modulele de psihologie care se dau acum nu sunt suficiente, nici pe departe. Și profesorii o recunosc. Care activează, o recunosc, și părinții o recunosc, și copiii o recunosc. Și trebuie ajutați pedagogii, trebuie ajutați să facă față acestor lucruri, trebuie să li se ofere instrumentele necesare, să li se ofere cunoștințele și abilitățile, skills-urile, așa zise, da? Ca să poată să le să implementeze aceste lucruri, să aibă strategiile necesare. Plus că în domeniul bullying-ului sunt și aspecte specifice care se învață. Tot se pune în curriculă, se pune în program și se învață separat. Și aici psihologilor le revine un rol foarte important. Noi avem deja în școală nuclee formate de psihologi buni. Cred că ar trebui implicați și noi o să facem totul pentru ca aceste programe de pregătire a cadrelor didactice să fie să corespundă necesităților școlii de astăzi. Pentru că profesorii poate să străduiesc la un moment dat, dar chiar nu posedă totdeauna
toate abilitățile și instrumentele necesare și trebuie să-i susținem. Probabil trebuie revizuită și curicula de educare a profesorilor, a universității, da. Dar și curicula școlară pentru copii, ca să revenim la copiilor, dar la tema educației și a reformei, eventuala revoluționării educației atât de vastă și pregătim în platforma noastră electorală mai multe gânduri, idei pe tema asta și vom reveni poate cu o emisiune, cu o intervenție de asta separat, eventual și cu specialiștii noștri care sunt profesori, doctori și tot așa. Dar acum să revenim la copii și poate că are dreptate Olga, cândva se făcea, era problema violenței în școală, educației cu bățul, cu Moș Nicolae din cui, dar acum e necesar să se prevină și violența verbală sau psihologică, pentru că se fac presiune asupra copiilor, pe lângă faptul că curicula e foarte complicată și ei ies de acolo cu un complex de inferioritate, că nu înțeleg materiei deja de prin clasa a șasea, îi depășește. Dar și profesorii fac presiuni psihologice asupra lor, poate pentru că e foarte greu să controlezi o clasă de 30 de copii, mai ales că e deja deprinși pe internet, liber, și vine cineva de 40, de 60 de ani și începe să le vorbească ca în antichitate sau când începuseră școlile în preistorie, să le vorbească cu creta în mână. Copiii nu sunt captivați, nu le este interesant, trebuie revizuit ceva, dar despre asta vom vorbi poate altă dată. Dacă vreți ceva concluzii și idei despre ziua copiilor, ca să nu vorbim foarte mult, să nu plictisim publicul nostru. Alte dăți, că văd că s-au cerut oameni să participe cu noi în discuție, poate alte dăți o să facem și intervenții interactive, poate chiar cu participarea susținătorilor sau adversarilor noștri, ca să iasă polemică, dezbatere electorală. Azi am vrut doar așa o emisiune, o intervenție test, ca să ne încercăm noi puterile, să vedem cum ne controlăm emoțiile în discuție live, în direct. Și să abordăm tema asta așa frumoasă, luminoasă, însorită, a drepturilor copiilor, că azi e Ziua Internațională a Copiilor. Iată, ni s-a alăturat și domnul președinte al partidului, Vitalie Marinuță, numărul 6 pe lista verzelor. Curajoși! Domnul Marinuță, vă întreabă lumea de copii, vreți să vă lăudați cu asta? Stați, eu am să opresc al doilea microfon. El se uită la desene animate. Eu nu am înțelesesem dacă se poate încă o dată întrebarea. N-a fost o întrebare, a fost o glumă. Ziceți despre copiii noastre, concluzia în locul nostru. Despre Ziua Copiilor, o felicitare de partea Partidului Verde. Da, mulțumesc. Eu îmi cer scuze că eu n-am reușit să intru în acest live, în această cameră unde se vorbește despre copii la timp. Dar eu am văzut discuția, este o discuție foarte interesantă și eu cred foarte mult că noi trebuie să avem cât mai des iată așa fel de discuții. Se aude? Da, se vede. Bine, da. Auzi. Se vede chiar, foarte bine. Eu astăzi stăteam lângă soție cât ea muncea și am auzit o istorioară foarte interesantă, spusă de cineva în limba engleză, și se referă la copii, dar este în principiu despre două ulcioare care sunt duse de o domnișoară la izvor. Sunt duse la apă, da? Spus pe coromâslă și domnișoara pleacă cu ulcioarele astea de fiecare dată după apă. Într-un moment, unul din ulcioare are o crăpăturică foarte micuță și în timp ce se ridică în deal și aduce apa spre casă, ulciorul ăsta cam puțină apă, câte o picătură, o mai scapă pe aici, pe acolo. Venind în deal, ulciorul care este plin, permanent, este perfect, el aduce toată apa care a fost pusă în el, da? El perfect se simte mândru, se simte onorat, iar celălalt ulcior mai scârbit, într-o aparte stă și tot spune: băi, de ce mă tăriți pe mine, că iată eu nu aduc folosul maxim care pot să-l aduc și poate mă lăsați într-o parte, cătați altceva luați, știți? La ce fel se spune?
Hai data viitoare când o vom veni de la izvor, da? Uitați în dreapta, în stânga, uitați fiecare în dreapta, în stânga, de ce observați, da? Și data viitoare ei au observat primul lucior care era plin. Băi, dar ce am? E un drum, e praf, e niște copaci acolo. Cam asta e. Dar ulciorul 2 spune, dar am observat foarte multe floricele, și albastre, și galbene, și sunt plante diferite, și mirosuri au foarte bune. Și la ce fetiță spune, păi, iată, asta e meritul tău. Fiindcă acea picătură care a scăpat undeva pe aici, pe acolo, da? A dat posibilitatea așa frumusat să crească. Deci moral aici e, să nu ne temem să fim diferiți. Asta e unul. Doi, pentru copiii noștri, dacă ei nu sunt așa cum sunt toți, 100%, da? Asta nu e rău. Asta e bine. Fiindcă de obicei oamenii care au un par aparte îi fac diferența. Și noi nu trebuie să facem cum vedem în multe familii, da? Dacă s-a greșit puțin de copil, băi, așa, 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 că mă dă de rușine, că nu știu încolo încoace. Fiindcă copilul învață din faptele, nu numai din spusele noastre, da? Și atunci noi copilul trebuie să-l creștem ca pe o plantă cu dragoste și vom avea și rezultat. Și nu contează dacă el intră în tiparele puse de societate sau el nu intră în tiparele puse de societate. Dacă îi vom da posibilitatea ca el să nu să-l alintăm, dar să-i dezvoltăm libertatea gândirii, atunci noi vom avea în viitor apropiat și o societate mult mai bună, cu oameni mult mai curajos, oameni care vor înțelege prețul libertății și vor dori-o. Deci în ziua copilului, mie personal, dar și nouă ca partid, sau noi dorim ca toți copiii să aibă minimum necesar, conform convenției privire la copii, să nu mai avem liceuri în curte, așa cum spunea domnul primar, și istorie odată la jumătate de an, odată în an, că unul sau alt copil într-un raion sau altul a căzut acolo unde nu trebuie să cadă. Să știm că fix așa cum spune, dacă nu ai un bătrân, trebuie să-l adoptezi, fix așa, dacă nu ai un copil, trebuie să-l adoptăm, fiindcă sunt foarte mulți copii abandonați. Dar cel mai important este să nu pierdem și noi, cei maturi, copilul din noi. Fiindcă doar așa noi putem să schimbăm viitorul. La mulți ani tuturor copiilor și eu sper că vom discuta mult mai mult la acest subiect și la alte subiecte în campania electorală, unde noi verzii vă vom spune o altă abordare sau o altă viziune despre cum noi vedem Republica Moldova în viitor. Fiindcă dorim noi sau nu dorim, doriți voi sau nu doriți, doresc eu sau nu doresc, dar viitorul va fi verde sau nu va fi. Va fi. Exact. Bun, concluzie. Nu cred că trebuie să insistăm și noi să repetăm. S-ar putea să avem aceeași părere. Absolut. Dacă nu sunteți contra, opresc aici transmisiunea și promitem că în zilele următoare să revenim tot așa seara, în echipă extinsă sau mai scurtă, cu primele locuri pe listă sau următoarele locuri, pe Facebook și pe YouTube, până va începe campania să fim invitați la televiziuni și posturi de radio sau până vom începe noi să batem pasul prin Republică, să vorbim cu oamenii față în față, la piață, la poarta casei, pe maidanul satului, cum e, în Poiana lui Iocan era la Marin Preda, un loc de întâlnire. Hyde Park, ca să zic așa, că eu vin de acolo. Am deschis subiectele, acum putem să facem deja. Avem dezbatere la dezbatere, da. Da. Mulțumim pentru participare, ținem legătură, ne vedem pe baricade. Seară bună tuturor! Seară bună!